să veniți aici, să vedeți cum putem să ne îmbunătățim când vine vorba de public speaking. Scopul acestui grup, de fapt, este să învățăm împreună să devenim speaker mai buni. Prin practică. Nu este un curs. Aici venim să exersăm. Acest grup a fost înființat acum 5 ani în București și de atunci s-a lansat în încă 6 orașe din România și 2 orașe din Europa. Sunt curios cine este prima dată aici. Fructele. Cine a fost de mai multe de 2 ori? Haideți să vă spun cum funcționează. Cum se poate să venim aici, să nu fie un curs, să nu ne predea cineva cum să vorbim în public, dar totuși să devenim speaker foarte buni. Secretul acestui grup este, de fapt, atmosfera care se creează. Mediul foarte prietenos. Aici toți suntem prieteni. Nu există judecată. Nu o să vă simțiți sub presiune. Puteți să veniți, să țineți un speech despre pasiunea voastră și apoi să primiți feedback de la ceilalți. Și ăsta este cel mai rapid mod de învățare. Cum putem să beneficiem foarte mult de acest fapt, de această atmosferă? Haideți să vă spun, de fapt, cum învățăm noi cel mai bine. S-a constatat că oamenii învață cel mai bine atunci când nu sunt într-o situație de presiune. Și cel mai bun exemplu este atunci când se fac exerciții pentru incendii, simulări. Cum se întâmplă, de fapt? Începe sirena și toată lumea iese pe hol. Toți știu că, de fapt, nu este un incendiu. Dar totuși ei se duc pe hol, ies frumos în grupuri, se duc la scara de incendiu, ies până afară. Și ce scop au aceste exerciții, de fapt? Ce credeți voi? De ce trebuie să facem aceste lucruri când nu este un incendiu? Pentru a ce face atunci când este un incendiu. Așa. Dar cum? Că e destul de simplu să ieși, să-ți amintești, facem dreapta, după aia stânga și coborăm. Nu este foarte totul chiar. Emoțiile. Da, exact, emoții. Se creează niște reflexe. De fapt, atunci când suntem într-o situație limită, uneori creierul are tendința să se blocheze. Și atunci dacă exersăm înainte sau într-o situație care nu este așa, care nu este așa de dificilă, o să putem să ne creăm un fel de hartă mentală. Cum putem să aplicăm asta la public speaking? În primul rând, să repetăm de acasă discursul de mai multe ori. Și asta o facem și pentru respect față de participanți. Mulți spun că dacă o să repet speech-ul, o să se vadă că este repetat și nu o să mai fiu spontan. Eu vă spun că puteți să fiți spontani cu adevărat atunci când știți foarte bine ce aveți de spus. Pentru că voi, chiar dacă spuneți ceea ce ați repetat, în acel moment știți exact ce vreți să spuneți. Și puteți să veniți cu lucruri noi. Cum mai putem să folosim această analogie pe care am făcut-o cu exercițiile de împotriva incendiilor? E foarte simplu. Faptul că aici suntem într-un mediu cald, într-un mediu prietenos, și că putem să exersăm vorbitul în public fără să ne simțim judecați de ceilalți. Și de obicei, nu știu, câți dintre voi ați mai fost la prezentări unde vorbea cineva în față? Prezentări de afaceri, poate prezentări la facultate, prezentări în domeniu fiecare. Vi s-a întâmplat să comunicați foarte mult cu cei din sală? Vi s-a întâmplat să vă împrieteniți cu ei? Da. Cam câți dintre ori. Haideți să vedem. Exact asta se întâmplă aici. Și o să vedeți că o să și interacționăm. Haideți să vă spun cum putem să-l ajutăm pe cel care vine aici. Și poate are unele emoții. Și scopul nostru fiind să devenim speaker mai bun, o să-i oferim un cadou care se numește feedback-ul. Pentru a fi cât mai util acest feedback, are câteva condiții. Prima și cea mai importantă. Există feedback de două feluri la Speaker Sirena. Există feedback apreciativ și feedback constructiv. Feedback-ul apreciativ înseamnă să spunem ce ne-a plăcut. Să spunem ce am apreciat la speech-ul celui care a vorbit. Feedback-ul constructiv nu este, de fapt, doar să spunem ce nu ne-a plăcut. De ce numim constructiv? Noi încercăm să construim, nu să spunem ok, nu-mi place de tine pentru că. Încercăm să spunem odată ce nu ne-a plăcut și cum acum ar putea să îmbunătățească vorbitorul acel lucru. Pentru că asta chiar îl ajută. Ceva foarte important legat de feedback. Întotdeauna trebuie să reținem că feedback-ul îl oferim din propriul punct de vedere și că există alții în cameră care au puncte de vedere diferite. Aceea trebuie să avem un pic, să avem grijă. Pentru că de multe ori nu vrem să concepem că alții pot lucrurile altfel decât noi. Uite, să vă dau un exemplu. Dacă cineva vine aici și ține un speech, un exemplu de feedback ar fi nu mi-a plăcut speech-ul pentru că nu ai o voce puternică. Cum vi se pare acest feedback? Este subiectiv. Orice feedback e subiectiv. Aș prefera să-l dați în felul următor. Nu mi-a plăcut pentru că mie nu mi-ai transmis prin vocea ta. Eu am simțit că nu ai o voce puternică. Pentru că altcineva s-ar putea să zică mi-a plăcut vocea ta. De fapt, am pățit acest lucru. Am primit un feedback după un speech în care zicea ai putea să zâmbești mai mult. Și alt feedback pentru același speech mi-a plăcut cum ai zâmbit. Al doilea e adevărat. E adevărat pentru unii oameni. Încă o regulă foarte importantă. Nu dăm feedback la feedback. Exact cum am spus, fiecare are părerea lui și o acceptăm. Deci, întotdeauna feedback-ul se dă pe performanța speaker-ului, nu pe conținut. Pentru că unii o să vină cu tot fel de teme, o să vorbească despre fericire, despre adevăr, despre, nu știu, religie. Sunt subiecte care ne frământă și trebuie să ne spune și noi opinia. Știți că toată lumea are o părere când vine vorba de politică, religie și sport. Nu? Așa că concentrați-vă asupra ceea ce v-a plăcut și ceea ce nu v-a plăcut la speaker. Și dacă nu vă place nimic, s-ar putea uneori să nu vă placă nimic la speech-ul respectiv. Chiar și atunci, am să vă rog să dați feedback apreciativ. Dar feedback apreciativ și sincer. Se poate asta, se poate să nu fie observat nimic care să ne placă și totuși să găsim ceva și sincer. Eu zic că se poate întotdeauna folosind ceva ce numesc puterea atenției. O putere pe care de multe ori o ignorăm. Și ca să ilustrez mai bine, o să vă dau un test. Cine vrea să facă acest test? E foarte simplu. Okay. Cine nu vrea să facă, o să se uite, da. Este un mic filmuleț. Nu trebuie decât să fiți atenți, să numărați câte pase schimbă echipanal. Cei care au observat, deocamdată să nu spune nimic. Deci câte? 16. 13. Da. Cine a observat omul care trece? Așa? Cine a observat și care n-a mai văzut filmul? Eu era. Cine a observat ce făcea omul? Dansa ca Michael Jackson. Dansa ca Michael Jackson. Altcineva, cine a observat lucrul ăsta? Se strâmba. Deci haideți să vedem câte persoane au observat omul. Sincer. Și care n-au mai văzut înainte filmul. 1, 2, 3, 4. Haideți să vedem din nou. Să vedem cât de bine se vede. Este foarte greu de observat, atenție. suntem asaltați permanent cu tot fel de stimuli și foarte multe lucruri. Și este inevitabil să ștergem anumite lucruri. De fapt, întotdeauna ștergem lucruri din viața noastră. Chiar și atunci când ne plângem sau când avem anumite probleme, noi ștergem lucrurile bune, lucrurile pentru care putem să avem cunoștință. Ștergem ursul care dansează, ca Michael Jackson. Astăzi o să vă îndemn să găsiți ceva apreciativ la fiecare speaker. Și pentru asta vreau să începem chiar de acum să exersăm acest lucru, înainte să începem să trecem pur și simplu la discursuri, chiar între noi. Și pentru un minut, aș vrea să vă întoarceți lângă o persoană, lângă voi, să vă găsiți fiecare cât o pereche, care stați, și să găsiți două lucruri pe care le apreciați. Să faceți două complimente, atenție! Două complimente sincere. Și o să se vadă dacă o să fie sincere. Aveți... Stop! A reușit toată lumea să facă complimente? A primit toată lumea complimente? Da. A fost greu să găsiți două lucruri care vă plac și două lucruri sincere. Așa o să facem și astăzi. O să găsim lucrurile care ne plac, pentru că asta o să ajute foarte mult pe cel din față. O să-i dea încredere. O să știe că a făcut ceva bine. Și dacă știi că ai făcut ceva bine, o da. Cât de puțin, o să poți să faci și mai multe. Și exact așa ne dezvoltăm noi aici la public speaking. Și acum o să vă spun cum o să decurgă întâlnirea. Fiecare speaker o să vină în față. O să țină speech-ul maxim 15 minute. 15 minute este limita pentru fiecare speech. Apoi, o să primiți niște hârtiuțe pe care o să scrieți alt tip de feedback și anume cantitativ. O să dați o notă de la 1 la 5. 1 înseamnă că nu v-a plăcut absolut deloc, 5 înseamnă că a fost foarte impresionant, v-a plăcut foarte mult. Atenție, asta nu înseamnă că cei care primesc note mici au greșit. Aici nu există greșeală. De ce? Pentru că noi o să anunțăm doar câștigătorul, nu o să existe pierdător. Apoi, o să dați foile colegilor mei, o să existe ceva care le strânge și o să scrieți pe altă foaie, pe foaie separată, feedback-ul apreciativ și constructiv, doar câteva idei. Cel mai important. Ce mi s-a părut, ce m-a plăcut și ce ar putea să mă înțelească speaker-ul. Și cum. Apoi o să, din nou, colegii mei o să strângă foițele și o să luăm câteva feedback-uri din public. După aceasta, speaker-ul o să-și dea auto-feedback. În același mod. Ce a plăcut, ce ar putea să îmbunătățească.